De la fermă, direct în farfurie, este noul trend promovat de aprozarele de lux, așa numitele epicerii. Fermierii au înțeles dorința românilor de a mânca fructe și legume bio. Așa că au creat magazine cochete, care amintesc nostalgicilor de cămara aromată a bunicii. Cei mai ocupați găsesc aici și mâncăruri gata făcute. Tot mai mulți români caută gustul roșiilor din copilărie, greu de găsit în magazine și chiar în piețe. Într-o fermă artizanală cum este aceasta, roșiile sunt crescute cu un amestec de calciu, fosfor și magneziu, dar și cu îngrășăminte naturale. Așa ajung roșiile bunicii în epicerii, adică în aprozarele gourmet, unde un kilogram costă aproximativ 26 de lei. Este roșia de odinioară pe care am mâncat-o de când eram mic și cu care am crescut. Și nu se mai găsește așa de ușor în comerț. Fermierii artizani au înțeles că o cultură organică înseamnă investiții mari. Normalul trebuie căutat, de fapt. Găsiți acolo ingrediente care acum 30-40 de ani le-am fi găsit cu ușurință. Roșiile cu adevărat bune sunt extrem de rare. Aici avem o fermă de legume, în primul rând. Găsim de la roșii, castraveți, aromatice, ardei, dovlecei, cam tot ce am putea găsi într-o bucătărie vara. Și în online, cererea pentru legume și fructe din ograda a crescut semnificativ. Doar în ultimul an, 3 din 5 coșuri conțin produse bio direct de la producători. Suntem la început cu acceptarea și existența pe piață, și mă refer la retail în general, a micilor producători locali. Vedem această tendință de la an la an de creștere a numărului de producători și asortimentația vine și ca o confirmare a cererii de pe piață. Nu am putea să acceptăm producători mici dacă produsele lor nu ar fi vândute. La modă sunt și aprozarele bistro, adică mini-piețe restaurant. Pentru cei care nu au timp să gătească, un bucătar pregătește mâncăruri cu fructe și legume proaspete, tot din producție proprie. Am preparat o supă cremă de roșii cu lapte de cocos și busuioc. Avem aici o ciorbă de roșii cu tăiței de casă, păstârnac, țelină, ceapă, toate din fermă proprie. Mai există pe piața din București câteva restaurante cu un concept asemănător, dar se axează pe pește și pe carne și ne-am gândit că nu există niciunul cu legume. Și din necesitatea de a avea o piață de desfacere și pentru legumele de la ferma proprie. Este foarte bună. Și dacă sunt și bio și nu sunt folosiți produși din aceștia chimici, îngrășăminte, e minunat pentru sănătatea noastră. Deși căutăm surse bio pentru fructe și legume, suntem încă pe ultimul loc în Europa la consumul acestor alimente. Un român mănâncă în fiecare an între 70 și 80 de kilograme de fructe și legume. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.